bit of depression. Cu puțină depresie. Is too much depression. E prea mult depresie. So because the Father has blessed me with the spirit of discernment. Pentru că Tatăl m-a binecuvântat cu deosebirea lucrurilor. I knew that the enemy was trying to attack me. Eu am știut în momentul ăla că dușmanul vrea să mă atace. And I said, I can't be depressed. Și am zis, dar nu am voie să fiu în depresie. Because we're all healthy. Pentru că noi suntem toți sănătoși. We have a roof over our avem heads. Avem acoperiș deasupra noastră. Clothes on our avem backs. Avem haine pe noi. And nobody's sick. Și n-avem pe nimeni bolnav în casă. So I had to understand. Și a trebuit să înțeleg în momentul ăla. That this would not last forever. Că asta nu va merge pentru totdeauna. It said that God never puts on us more than we can handle. Biblia zice că Dumnezeu nu pune pe umerii noștri mai mult decât putem duce. And even though we're confused about why this is happening, chiar dacă suntem confuși pentru că nu știm de ce se întâmplă asta, we have to understand. Trebuie să înțelegem that it's ultimately to serve His purpose. Că în mod final trebuie să slujim Lui și scopul Lui. And to bring Him glory. Să aducem Lui glorie. And to bring Him honor. Să aducem Lui slavă. And to bring Him praise. Să aducem Lui laudă. So, my husband, after 6 years, după 6 ani, soțul meu, his former teacher, fostul lui profesor, emailed him out of the blue. I-a trimis un mesaj așa, din nimic. He said, Oliver. That's Oliver. Do you want to teach? Vrei să fii din nou profesor, să predai? At the university? La universitate. And I said, what? Și am zis, ce? Of course you want to teach. Sigur că vrea să învăț. Even if you think you don't want to teach. Chiar dacă poate tu zici că nu vrei. You want to teach. Tu vrei să predai. He's an excellent teacher. El este un profesor deosebit. And that job gave us stability. Slujba aia care a dat Dumnezeu ne-a dat stabilitate. So that he can still do his business on the side. Încă poate să încerce să-și facă afacerea lui. And our children can see both parents. Și copiii noștri pot să stea împreună cu ambii părinți. Prospering. Să crească. Hallelujah. After that deep, deep valley. După ce am trecut prin valea aia adâncă. That we lived in. Care am trăit for 6 years. Mm-hmm. And I think it's a blessing. Și acum mă uit în spate și văd că e o binecuvântare. Because it has taught our children. Pentru că valea i-a învățat pe copiii noștri. Where the provision comes from. De unde vine binecuvântarea? Aleluia. It doesn't come from me or daddy. Nu vine de la mama sau de la tata. It comes from the Father. Și vine de la Tatăl din cer. Psalms 121 says, I look to the hills, from whence my help comes from.